modă, grade, iar la cel 925. Astăzi, vremea va fi în general instabilă, cu cerul noros pe spații extinse. După amiază, se vor semăna verse însoțite de descărcări electrice și izolate de grindină. Cantitățile de apă vor atinge și depăși 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat 40. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări pe timpul averselor. Indicele de confort termic, temperatură umezeală, va atinge și depăși pragul critic de 80 în județele Vrancea și Galați. Temperaturile maxime vor oscila între 25 și 30 de grade. Acestea au fost știrile orei 12 continuă la Radio HM. Oamenii Moldova.